doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Anastasescu, bun găsit la Flash Monden! Așa cum deja v-am obișnuit, începem anul în forță cu mondenitățile, așa că vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele momente. Haideți să vedem principalele titluri ale ediției. Nici nu am intrat bine noul an, ca Anca Țurcașiu vrea în costum de baie. A plănuit o vacanță de vis, iar noi aflăm toate detaliile la Flash Monden. Coso este gata să fie soacră mică. Vedeta are acasă trei fete și se descurcă de minune. Cine o ajută zilnic și nu lipsește niciodată, vă spunem în seara aceasta. Sunt celebri, bogați și niciun caz singuri pe lume. Vedete de top ale lumii au acasă frați și surori de care nimeni nu știe vreun amănunt. Îi vedem la Flash Monden. Anca Țurcașiu își face bagajele la început de an. Vedeta se pregătește să-și ia zborul la căldurică. Atunci când toată lumea prin București dârdâie de frig, Anca se bronzează la soare pe o plajă exotică. Artista arată la 50 de ani mai bine ca la 20. Care-i secretul tinereții fără bătrânețe? Ne-a spus chiar ea. Pune-mi orice vrei, pot să o iau, iar de la început n-am pierdut. Anca Țurcașiu a așteptat tot anul ca să evadeze acum pe o plajă exotică. Pe semne, solista deja ne face cu mâna din avion. Magia la mine funcționează după 2 ianuarie când mă relaxez. Am luat după 2 ianuarie o vacanță? Da. Să ne spui unde sau e un loc exotic așa frumos? În ultimele dăți. E surpriza anul ăsta. Am tot luat. Inclusiv asigurări, adică sunt meniu vegetarian pe avion, totul e luat. Ce meniu vegetarian cu tine? Și da, pentru că ei nu dau. 8 ore trebuie să mănânci ceva, nu? La peste 50 de ani, Anca arată trăsnet. A trecut la vegetarianism de ani buni și asta o ajută să se mențină în formă. După o vârstă, ce trebuie să facă o femeie după o anumită vârstă ca să se mențină în formă, să arate așa ca tine? Habar n-am. Nu știu. Toată lumea dă sfaturi. Eu nu vreau să dau sfaturi. Mă apucă nervii când mă pune cineva să dau sfaturi. Nu place să spun, faceți aia, mâncați aia. Toată lumea știe ce trebuie să facem, basic. Toată lumea ne învață ce să mâncăm, ce sport să facem. Ar fi culmea să mai fac și eu asta. Dar vorba aceea, vârsta până la urmă, nu iartă pe nimeni. Solista se resimte încă în urma unui accident stupid pe care l-a suferit anul trecut. Toată lumea a început să scârție. Absolut, dar accidentele sunt inevitabile. Am avut un picior rupt acum vara cealaltă, nu vara asta, care a trecut cealaltă. Am avut o dublă fractură de rotulă și am stat cu orteză 6 săptămâni. Am avut nevoie de recuperare vreo 3 luni, 6 luni. A fost foarte complicat și știu ce înseamnă să o iei de la capăt cu un picior nefuncțional și să-l aduci la o formă cât de cât normală. Practic, cum s-a întâmplat? Cum accident? Nu contează. Caz. În genunchi, caz. A fost în teatre de război din Afganistan, Irak, Gaza sau Ucraina, s-a întors steafăr și nevătămat. Însă nimeni nu știe, dar la un moment dat a fost împușcat. Marius Saizu, prezentatorul știrilor Focus, vine astăzi în platoul Flash Monden și ne dezvăluie povestea. Laura Coso este într-o formă de zile mari. Actrița din serialul Înfruntarea Bacilor de la Prima TV arată țiplă și și-a revenit extrem de repede după cea de-a treia sarcină. Cele trei fete cucuiete pe care le are acasă o țin în priză. Nu și-a luat nici bonă, căci soțul îi este de mare ajutor. Acum privește-mă prin ochii mei. Laura Cosoi arată ca la 20 de ani. Nici n-ai spune că a trecut prin 3 nașteri și nici n-ai spune că are la activ mai multe nopți nedormite ca pe vremea când nu avea nicio responsabilitate. Ce mai, Laurei se potrivește rolul de mamă perfect. Eu văd că ți-ai revenit foarte bine. Da, mulțumesc. Se pare că ai un kilogram în plus. Da, m-am întâlnit cu o prietenă și m-a întrebat, dar cine îți naște ție copii? Așa, a fost foarte simpatică.
În primul rând că te menții în formă, având și copiii mari acasă și stând cu ei și alergând după ei și făcând o grămadă de chestii, e normal că ești în formă, adică nu e că nu slăbești. Dar nu mi-am făcut niciodată probleme în ceea ce privește kilogramele, motiv pentru care probabil n-am atras asta, nu știu. E normal să ți se schimbe forma corpului, să te îngrași în sarcină, să nu-ți revii foarte repede după și cred că trebuie doar să dăm timp corpului să-și revină. Laura Cosoi a devenit mamă pentru a treia oară la 40 de ani. Astăvară, în iunie, frumoasa blondă o aducea pe lume pe micuța Lara, care a întregit tabloul idilic al familiei. Vedeta are acum 3 fetițe superbe și recunoaște că viața cu 3 copii nu este nici pe departe ușoară, dar este foarte, foarte frumoasă. Fetele merg la grădi și la creșă și practic rămân destul de mult acasă sau mă la repetiție, am spectacole, eu pe Lara cu mine că o alăptez, nu a vrut să primească biberonul și nu-l primește în continuare, așa că e dependentă de mine. Dar mă bucur așa cumva de toate lucrurile care mi se întâmplă și cred că asta e cel mai important până la urmă, adică și n-aș putea spune încă cum este cu 3 copii, pentru că e foarte mică Lara, însă în curând voi descoperi ce înseamnă 3 copii. Și s-a ambiționat atât de tare încât de bună nici n-a vrut să audă. Cu ajutorul lui Cosmin le face pe toate. Ai bună, ai sau cine te-a spus? Nu, în momentul ăsta nu am bună, nu. Dar, da, repet, copiii sunt la creșe la grădini, mă ajută socri, mă ajută mama, vine de la Iași, socri de la Târgu Mureș, când e chiar o situație cum e asta în care, de exemplu, Cosmin urmează să plece câteva zile din țară. Dar sunt singură. Deci nu e singură. Nu, 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 mă descurc. Da. Acum, dacă tot este mămică, Laura de-abia așteaptă ca fetele ei să o facă și bunică. Va fi soacra cu 3 gineri. Păi seama că o să fii soacra cu 3 gineri, nu? Da, dacă... Da, cine știe, dacă aleg să se mărite, să... Dar Doamne ajută, da. Aș vrea să fiu bunică, clar. Îmi fac proiecție. Mai ai? Da, dar îmi fac proiecție, îmi doresc să ajung acolo. De tu vreodată că o să ai 3 fete? Nu, nu, nu. Nu mi-am imaginat nici câți copii voi avea, nu mi-am făcut un plan. Dar avându-l pe Cosmin alături, îmi dau seama că n-avea cum să fie viața altfel decât cu mulți copii. El este un bărbat foarte implicat și foarte iubitor și foarte cald și un tată absolut ideal pentru copiii mei. Și acum îl am alături de mine pe Marius Saizu, prezentatorul știrilor Focus din weekend. Bună seara, Marius! Bună seara, mulțumesc de invitație! Mulțumim tare mult că ne-ai onorat cu prezența! Înainte să începem, voiam să-ți spun că înainte să mă alătur echipei Prima TV, mă uitam la știri și te vedeam ba la pupitrul știrilor, ba în mijlocul evenimentelor și nu m-am putut abține să nu mă întreb care dintre cele două îți place mai mult și iată că mi s-a ivit și ocazia și te întreb acum. Eu aș putea să te întreb pe tine care dintre cele două ipostaze ți se pare ție că mi-este mai potrivită, dar nu fac asta, promit că data viitoare. Până atunci, ce să zic, meseria asta am început-o de jos, reporter fiind, sunt emoțiile diferite pe teren atunci când ești fie la o știre în București, fie la vreun război, Ucraina sau mai știu eu ce. Dar emoții sunt și când ești în platou și trebuie să prezinti știri, pentru că e firesc, e normal, nu poți fi un robot, trebuie nu doar să transmiți o informație, trebuie ca omul căruia tu îi dai acea informație să și creadă în totalitate ceea ce spui. Și asta nu poți face decât dacă ești bine documentat și pentru asta mulțumesc reporterilor care există la Prima TV. Ce înseamnă meseria asta pentru tine? Câteodată aș putea spune că înseamnă totul, pentru că o fac de ceva ani, sunt 21 pic de ani de când fac meseria aceasta și m-a ales ea pe mine, nu eu pe ea, deja am mai spus-o și reprezintă aproape totul pentru mine meseria de jurnalist, reporter și prezentator în același. Sunt de acord cu tine, să știi, pentru că și eu sunt cea mai fericită atunci când fac treaba asta. Mă simt cea mai împlinită și cred că asta contează până la urmă, într-un final. În mod clar. Știm că ai fost în foarte multe zone de conflict și, din fericire, te-ai întors teafăr și nevătămat din toate, dar știu totuși că ai avut parte și de o situație mai puțin plăcută și aș vrea să ne povestești puțin despre ea. Da, mulțumesc lui Dumnezeu, sper să mă întorc când trec din orice deplasare din aceasta mai delicată, aș merge și de acum încolo. Bănuiesc la ce faci referire, foarte știm mulți ani în urmă. Fost împușcat.
Da, am fost împușcat la un moment dat la propriu, nu cu glonț, nu cu alică. Se întâmpla undeva când aveam 12-13 ani, împreună cu câțiva prieteni și vecini de pe stradă din Pitești, de unde locuiam, ne jucam de a hoții și vardiști și eram într-o clădire dezafectată în care înainte fusese un cămin săptămânal, cum erau până în 1989 aceste instituții, și la un moment dat un bărbat mai în vârstă a simțit deranjat de zgomotul pe care îl făceam noi în acea clădire și a ieșit la noi strigând: plecați de acolo că vă împușc. Logic, am crezut că glumește. La un moment dat s-a auzit ca și cum ar fi fost niște gloanțe alice trase printre crengile de la nucul respectiv, că era un nuc care era lipit de acea clădire. Toți ceilalți au fugit și, ce să vezi, a rămas aici al meu ultimul sus în nuc. Și când am dat să cobor, la un moment dat încă două, trei zgomote din acelea printre crengi și am simțit efectiv ca un țepătur așa pe picior undeva sus, pe fesă, în spate. N-am dat crezare, n-am crezut că într-adevăr am și fost împușcat. Da, nu este o poveste spusă așa, la un foc de tabără după un pahar cu vin fiert. Nu, chiar a fost pe bune. Am coborât și în drum spre casă, stăteam la maximum 300 de metri distanță pe strada Gheorghe Lazăr. Și când am dat să intru în casă, am simțit chiar că mă ustură piciorul și mi-au cam aminte, tata, Dumnezeu să-l ierte, mi-a zis: hai la masă. Și nu m-am așezat pe scaun. Și în momentul în care nu m-am așezat pe scaun, mi-a zis: hai, stai jos, ce faci? Și am zis: păi nu, că nu mi-e foame. Nu, stai jos, mai să-mi iau și două palme de la el, că nu stau jos să mănânc. Și în momentul în care am dat să mă așez, m-a usturat foarte tare piciorul, mă durea, de fapt, mai era doar usturime. Tata a văzut ce este, m-a întrebat. I-am explicat că, uite, ce să vezi, fusese împușcat, de fapt, cu un bulgăre de sare foarte dur, foarte grunjoasă era acea sare și îmi rămăsese subcutanat sub piele și mă ustura foarte tare. Și tata a nebunit în momentul ăla să se ducă peste ăla, de altfel. Da, peste vecinul respectiv. Am avut noroc că l-a oprit alți 2-3 prieteni care erau pe la el și, mă rog, s-a atenuat, ca să zic așa, momentul acela. Și, da, amintiri din copilărie. Era cumva altfel copilăria acum mulți ani în urmă, când am trăit eu, față de ce se întâmplă în momentul acesta. Și pentru că ești primul meu invitat și nu ultimul din acest an, am vrea să-ți dăm primul un... pe anul ăsta? Primul pe anul acesta. Doamne ajută! Și aș vrea să-ți dau un mic test la care sper să ne răspunzi cu toată sinceritatea. Ia să vedem. Blonde, brunete sau roșcate? În ordinea asta, toate trei sau pe rând? Una dintre ele. Nu contează care este preferința? Nu contează culoarea părului. Înalte sau scunde? Voi căuta să fiu diplomat. Dacă sunt sentimentele suficient de puternice, nu contează înălțimea. Cu forme sau nu contează? Acum e acum. La ce te referi când spui cu forme? O femeie mai subțire sau mai voluptoasă? Suficient de sau de, cât să fie totul perfect. Ochi albaștri sau căprui? Cred că am eu suficient de albaștri, încât să nu trebuiască să mai cer alții prea repede. Am înțeles. O altă întrebare, cu tocuri sau fără? Dacă ți-aș răspunde ce-mi trece prin cap în momentul ăsta... Dar te rog, fii sincer. Cred că sunt anumite momente în care nu contează cu ce este încălțată persoana cealaltă. Deci prefer ambele variante în funcție de ocazie. Am înțeles. Într-o relație, din punctul tău de vedere, cine ar trebui să facă primul pas? La ce te referi când spui primul pas? Primul pas, eu știu, pentru o invitație în oraș, pentru un telefon. Este relația deja începută sau urmează să fie începută? Putem lua ambele variante. Spre exemplu, îți place o tipă și ai vrea să începi o relație cu ea. Dar și ea te place, știi asta? Eu am fost timid toată viața. Cine mă cunoaște știe. Nu prea mă bag în seamă, nu prea știu să relaționez prea tare. Dacă face cealaltă, în cazul de față, primul pas, cu atât mai bine. Dumnezeu. Ce preferi? O ținută elegantă sau casual? Aș fi fost tentat să spun că elegant sunt, dar nu sunt atât de elegant nici măcar în vorbire. Poate să fie și casual, pentru că elegant e un pic prea sofisticat. Sushi sau sarmale? Tu ce preferi? Ca să fiu sinceră, depinde de ocazie. A trecut perioada sărbătorilor, am mâncat suficiente sarmale și acum ar merge mai degrabă un sushi.
Sushi mâncat cu mâna sau cu bețele? Cu bețele, categoric. Am înțeles. Eu prefer sarmale cu furculiță. Am înțeles. Cafea sau ceai dimineața? Ce ai avut cu mine să mă întreb chestia asta? Cafea, bineînțeles. Ceaiul poate la ora 5, deși nu sunt atât de englez. Care a fost cel mai frumos compliment care ți s-a făcut vreodată? Ce compliment ai putea să-mi faci? Că ai o dicție extraordinar de bună la pupitrul știrilor. Am primit și complimente mai frumoase ca ăsta. Ce mai frumos compliment care mi s-a făcut vreodată? Nu, asta a fost o legat de meserie, de profesie. Nu, sunt două. Unul legat de momentul în care eram DJ. Știu că au fost câteva seri la un moment dat când a fost un non-stop party la clubul în care eram eu. Adică am intrat vineri seara și am ieșit de acolo duminică noaptea. Și complimentul, ca să zic așa, a fost am dansat până când n-am mai putut. Iar glumind acum, mergând către partea serioasă și anume meseria asta, complimentele sunt atunci când se găsește câte cineva să spună că i-a plăcut cum a fost realizat știrea sau reportajul respectiv. Dar cea mai mare critică, am văzut complimentele, dar critica? Cea mai mare, tata era, cred că, cel mai critic om al pe care l-am cunoscut, cea mai critică persoană. De fiecare dată se uita la știri și îmi spunea, nu te mai încrunta. Mama se uită și ea aproape la fiecare jurnal pe care îl prezint, nu mă critică la fel de tare, dar cred că ar avea și ea momente în care să-mi zică acolo nu cred că a fost bine, cum ai zis, sau te-ai încruntat la știrea respectivă prea mult. Am înțeles. Deocamdată ne oprim aici. Îți mulțumesc tare mult. Doar atât, din păcate, dar te așteptăm cu altă ocazie cu mare, mare drag. Mulțumim tare mult că ne-ai onorat cu prezența și te mai așteptăm. Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație. Ne mai vedem. Frații celebrităților sunt cunoscuți în toată lumea, dar nimeni nu știa despre ei că au frați sau surori. Care sunt vedetele cu rude ce se țin departe de lumina reflectoarelor, vă spun imediat după publicitate. Am revenit și vă povestesc despre frații celebrităților pe care îi vedem pe scenă, prin filme, prin reviste sau pictoriale, dar nimeni niciodată nu s-a gândit dacă or fi singuri la părinți. V-ați gândit vreodată dacă Victoria Beckham are surori sau Ryan Reynolds? E una sigur nu, iar numărul celebrităților care nu sunt singure la părinți este lung și de-a dreptul surprinzător. Victoria Beckham a fost mereu una dintre femeile care îți tăiau răsuflarea. Celebră, bogată, frumoasă, puteai să juri că una ca ea nu mai e în lume. Dar una ca ea există și e chiar sora ei. Louise îi seamănă tare bine, dar n-a gustat din fructul celebrității. Nici Ryan Reynolds nu e singur la părinți și nu are doar un frate de trei. Ce spuneți? Dacă îi pui unul lângă altul, ai zice că sunt cel mult vecini. Nu prea există asemănare. Și Adam Levine și-a uimit fanii când a apărut în fața fotografilor cu fratele lui. Cei doi seamănă tare bine, spre deosebire de Jennifer Lawrence și frații ei, Ben și Blaine. Însăși Lady Gaga. În cazul lor te întrebi care-i una, care-i alta. Natalie îi seamănă perfect. Oricând poate crea o diversiune cu paparații, nu credeți? Lista e lungă, lungă, dar n-am vrea să o ratăm tocmai pe Rihanna, care are un frate mai mic pe nume Rajad. Topită e după el. Cam cum e Nicole Kidman după sora ei, Antonia. Oare cum este să ai un frate sau o soră faimoasă, celebră? Nici nu-mi pot imagina. Reflectoare, covor roșu, apariții spectaculoase. Cu siguranță este foarte frumos, dar în același timp cred că este o presiune imensă. Atât pentru moment, vă aștept cu o nouă ediție Flash Monden doar la Prima TV.